Am zburat prima oară în viața mea cu avionul la vârsta de 9 ani și vă dați seama că la vârsta aceea n-am avut nici cea mai mică teamă. Până de curând, când totul s-a schimbat. Bănuiesc că s-a declanșat acea frică inexplicabilă a oricărei mame. Ei bine, inima mea era razna, mintea parcă se blochează. Știți despre ce vorbesc? Vi se întâmplă și vouă acest lucru? Ei bine, aflați că există acum o terapie de ultimă oră care promite să ne confrunte cu spaima noastră și să o trateze. Este vorba despre terapia virtuală împotriva fricii de zbor. Cum funcționează ea? Ne spune medicul psihoterapeut Nadia Gorduza. Mult timp asociată cu divertismentul, realitatea virtuală își găsește în ultimii ani un câmp de aplicare tot mai larg în medicină. De la pregătirea chirurgilor până la tratarea prin stimul a unor afecțiuni dintre cele mai diverse. Una dintre acestea este frica de zbor cu avionul. La nivel mondial, fobia de avion se manifestă la aproximativ 25% din populație. În România, unul din șase români suferă de această patologie. Creierul percepe frica, indiferent dacă este reală sau imaginară, la fel. La nivel cognitiv, pacientul este foarte speriat, are senzația că se întâmplă o catastrofă, are gânduri obsesive și nu le poate controla. La nivel fizic, simte tensiune musculară, simte greață, simte vomă, palpitații, hiperventilează, iar toate aceste lucruri comportamental duc la evitare. Există mai multe tipuri de terapie pentru fobia de avion. Una dintre ele este terapia de expunere. Până acum 20 de ani, terapia de expunere, evident, se făcea in vivo, adică pacientul mergea, se urca în avion, însoțit de psiholog sau de medic, și încerca să-și învingă această frică. Terapia virtuală, de expunere virtuală, s-a dezvoltat acum 20 de ani în Statele Unite și presupune expunerea pacientului la mediul virtual, respectiv la obiectul fricii, al zborului, al avionului, ceea ce ajută foarte mult, prin expunere, să se adapteze la acest stimul și să-i scadă anxietatea. Fiecare pacient beneficiază de o abordare personalizată și exclusivă. Prima ședință este o ședință de evaluare, de diagnosticare. Ședințele 2-3, în funcție de profilul fiecărui pacient, sunt ședințe în care pacientul este învățat tehnici de relaxare, restructurare cognitivă, tehnici de stopare a gândurilor. Odată ce și-a făcut acest management al anxietății, pacientul este pregătit să intre în ședințele de terapie virtuală, care pot să dureze între 8 și 10 ședințe. O ședință de terapie virtuală durează în medie 40-50 de minute. Terapia virtuală expune pacientul gradual, într-o manieră terapeutică, la mediul din avion. Ca și aparatură, de ochelari 3D, care au pe ei senzori, se conectează la calculatorul medicului. Pacientul îi se pontează acești ochelari împreună cu căști și trăiește în timp real toate etapele unui zbor, de la check-in, la decolare, la mijlocul zborului, până la faza de aterizare. În timpul fiecărui zbor, medicul împreună cu pacientul alege până la ce nivel de anxietate poate fi dus și îl ține în această stare de anxietate. Îi se pot adăuga stimul, gen țipăt, vocea stewardezei, vocea comandantului care anunță turbulență sau care anunță aterizarea sau anunță decolarea, tunete și fulgere, putem să alegem ce tip de vreme își dorește pacientul ca să zboare, țipătul unui copil. Toți acești stimuli agravează starea de anxietate, ceea ce este bine, pentru că pacientul, cu cât este mai mult expus la stimuli generatori de fobie, cu atât, prin expunere, se va vindeca mai rapid. Terapia prin realitatea virtuală este folosită și pentru alte fobii, cum ar fi fobia de înălțime, fobia de spații închise, fobia de vorbit în public.